în sfârșit a venit momentul ca șef John să ne pregătească ceva dulce. Adevărul este că așteptam de câteva săptămâni un desert de la el. Mă întreb dacă Bianca a reușit de data aceasta să-l asiste în bucătărie fără să-i atace ingredientele. Bine v-am găsit! În sfârșit, astăzi John ne gătește ceva dulce! Ce ne faci, John, astăzi? Mi-am mâncat o căpșună. Tartă cu cremă de vanilie și căpșuni. Căpșuni. A doua căpșună. Foarte important în cofetărie, în dulciu în general, cantitățile trebuie să fie cântărite, este mai farmacie, așa un pic. Da? Aluatul fragil este un aluat care are în principiu un aport de 2 la 1 grăsime cu făină. Preferatul, grăsimea mea preferată este untul. Pentru o formă de tartă de genul ăsta, 200 de grame de făină, 100 de grame de unt și un ou. Dacă vrem să înlocuim oul, putem să o facem cu apă foarte rece. Câtă apă? La cantitățile 30 e suficient, o lingură și jumătate. Sunt proaspăt spălată? Cu încredere? Ați văzut gestul ăsta? L-ați văzut? Așa vă face magie! Untul trebuie să fie la temperatura camerei. Un alt lucru foarte important în momentul când facem dulciuri, puțină sare. Vine oul și acum vezi că acum este foarte important. Acum nu trebuie să-l amesteci foarte tare. Pregătită? 2-3 și. Suficient. Vedeți, trebuie să fie nisipos. După ce am ajuns la consistența aceasta a luatului, luăm niște folie alimentară în care o să împărturim aluatul și o să-l punem la frigider 30 de minute. Pentru crema de vanilie, punem laptele la fiert. 500 de mililitri. Împreună cu semințele de la jumătate de baton de vanilie. Laptele lăsăm să dea un pic ușor în clocot. Avem 4 gălbenușuri, 100 de grame de zahăr. Deci laptele nu trebuie să fie clocotit, da? Trebuie adus până la punctul de fierbere. Temperăm ouăle. Se pricepe, surprinzător, nu știu de unde. A făcut antrenament ceva. John, ce spui despre mine? Numai că de bine. Te-ai descurcat foarte bine. Numai de bine. Exact. Se ține la foc mediu crema de vanilie până începe să se întărească. Să se întărească. Putem să întărim la sfârșit. Avem două variante de a întări crema de vanilie. Ori cu amidon dizolvat în apă, ori cu un pic de făină. Înainte să băgăm la cuptor. Mai facem ceva. Exact. Dar asta sunt sigur că o știi. Ia. Cu o furculiță. Câteva găuri. Cât de la cuptor? Aproximativ 30 de minute. The final touch, o să toc un pic de mentă cu zahăr și o să presar deasupra. Vă așteptăm și săptămâna viitoare și poate ne mai face John ceva dulce.